dimineața! Știți că eu așa încep ziua, pentru că dimineața atât avem timp să gătim dacă vrem să facem orice pentru casă, pentru Paște, pentru sărbători. Mai ales că astăzi mi-am propus să fac, adică nu eu, am propus să fac cu mama care se află la noi, o rețetă specifică pentru Paște. Pască! Pască după rețeta mamei mele și ouă vopsite cu ingrediente naturale după... Mă rog, o să le fac eu, dar tot după rețeta mamei. Mamă, bine ai venit acasă! Bine m-am găsit! Ce faci? Ai venit la nepoți? Am venit la nepoți? Câți ai? Să pregătesc? 5! Mamă! Câți băieți, câte fete? Două fete... Păi, două fete și 3 băieți! Două fete și 3 băieți! Mai trebuie o fată, mamă! Nu trebuie fată. Da, nu știu cum face. Las că Bianca e tânără și... A, dar eu cum? Eu nu-s bătrână? Nu. Dar Bianca este cum data mea, adică soția fratelui meu. A, deci Bianca e tânără, să mai fac eu o fată. Dar eu ce am? Ca să te ajungă pe tine. A, mă gândeam, mai fac eu una ca să echilibrăm 3 cu 3. Deci, ați venit la nepoți, da? Da. Aveți cea mai mică fetiță, are 5 luni. E pe aici, îl plimbă bunicul prin curte. Cea mai mare are 9 ani. Iar restul sunt ai mei. Tot ce rămâne între ei sunt între 5 luni și 9 ani. Vreau să facem o pască. Măi, mamă, de unde știi tu rețeta asta? Că pasca asta ta este un pic altfel. Adică pare a fi așa o prăjitură cu brânză dulce de vas și cu tot felul de arome. De unde? În două culori. În două culori. Dar de unde știi? Da, am o colegă care acum este pensionară. Am înțeles. Care mi-a plăcut, mi-a reușit și am făcut o... În fiecare an face mama pasca asta, dar este atipică. Deci nu vă așteptați să fie în pletituri cu colaci, nu. Este altfel de pască, dar vă garantez o puteți mânca în orice perioadă anului. Te las pe tine, eu beau o cafea, dacă vrei să servezi cu ceva, spune-mi, te rog, care sunt ingredientele pentru blat, da? Da. Deci pasca se face așa, din blat. Da. Și compoziția. Așa. Și crema. Pentru, da, și crema care este bază de brânză de vaci. Așa. Tradițională paște. Pentru blat avem nevoie de 150 de grame de zahăr, de o jumătate de pachet de unt, un ou întreg, făină de grâu, un pahar cu lapte, bicarbonat, praful de copt care îl stingem cu un pic de oțet. Aici el nu e pălincă, deși este ar fi mers dimineața, este așa? Este oțet de mere, da? Da, cu care vom stinge praful de copt și niște cacao și niște esență. Da, culoarea și esența care trebuie să-l parfumeze și să-i dea mirosul și gustul. Păi hai, mamă, să ne apucăm. Cu ce? Cel mai important la pasca asta este folosirea mixerului. Adică totul și orice ingredient pe care îl adăugăm trebuie amestecat cu mixerul. Nu iese, cum știam noi odată, cu furculița. Sau cu felul, deci nu merge cu felul. Nu, trebuie neapărat mixerul. După cum vedeți, avem ursuleți. Da. Avem amândouă niște ursuleți, eu mai am și pe galben. Știu că m-ați întrebat foarte multă lume de unde i-am. I-am de la un magazin online al cumnatei mele, Balkanic Fashion Boutique. Deci dacă vreți, intrați pe Balkanic. Capa.ro și găsiți acolo tot felul de produse. Hai să ne apucăm. Deci, vorba lungă, știi că la mine e vorba lungă. Punem zahărul. Am pus zahărul tot, da? Așa. Punem o jumătate de pachet de unt. Da. Așa. Și apoi dăm drumul la... Deodată așa? Da. Trebuie să o luăm foarte încet. Ne trebuie un vas înalt. Să lăsăm. Și dat mai cu grijă până încorporăm, până cât de cât... Amestecăm untul, da. Și apoi îl bate până ce se face spumă. Untul cu zahărul. Ia. Nu are nimic, da, am scos. Și acum amestecăm până ce se face untul cu zahărul spumă. Că mai trebuie să mai dăm. După ce l-am prelântat, mai amestecăm bătut spumă, zahărul, un ou întreg și untul. Și untul. Și a ieșit asta. Și a ieșit așa. Bun. Acum adăugăm făina de grâu, care poate fi tot un pahar, un castrolel, cât am pus noi aici, da? Că eu nu prea știu pe gramaj așa. Îl pui tot? Și ce faci? Mixezi toată asta? Da, dar înainte de a mixa, adăugăm praful de copt.
pe care, în făină, pe care îl stingem cu un pic de oțet și așteptăm să se... Deci praful de copt stins cu un pic de oțet de mere. Un pic de oțet. Uh-huh. Și apoi îl punem aici, da? Da, și îl punem în făină. Uh-huh. Deci în făină, să nu îl punem. Am înțeles. După ce se stai așa, te ajut de... eu, stai da, să mai fac da, așa. Da, trebuie foarte bine să trebuie lăsat să se... Stai, mai dăm, mai punem un pic sau nu mai pui un pic de oțet? Da, așa. Gata, s-a stins, ia uite. Așa, îl punem în făină. Ca să nu îl punem direct în imediat de legat. Și l-am pus așa, praful de copt în făină, s-a stins cu oțet. Amestecăm. Așa, adăugăm laptele. Și dăm. Acum adăugăm cacao. Avem grijă să dăm foarte încet pentru că sare. Și prin noi să ne vedem un pic, că și fețele noastre sunt importante la bucătărie, nu doar ce se întâmplă în ligheanul albastru. Pune esență. Cât pun, mamă? Pune o toată. O? Toată? Gata. Toată? Bine, îmbătăm. Ia. Da, Cruci! Dacă o să pune pe ea să pune. Dar nu e un pic de pâine. Așa. Nu, că se trebuie încet cu ăsta, mă cu bără sare. Dacă vi se pare un pic prea subțire, o mai reglați în un pic de făină, nu, mama? Mai da, pui un pic de da, făină, așa, până simțiți că are o consistență din asta cremoasă. Ia uitați-vă un pic. Așa arată, cam așa. Da, deci, nu știu să vă spun, nici groasă, nici subțire. Uite așa, să poți desena pe ea. Mm. Da, Cici? Mm. Foarte aromată. Dacă mă întreb pe mine pentru copii, nu, are zahăr, cum mai punem și un brânză. Nu, ajungem. Are niște. Mm. Foarte bună. Am terminat compoziția pentru blat. Pare foarte ciocolatie, după cum vedeți, foarte cremoasă. Ați văzut cum se face. Mixerul este foarte important aici ca să vă iasă atât de legat. Gata, o lăsăm la o parte și ne ocupăm de compoziție, adică ce punem peste pastă. Ia să vedem, bunica, ce ai pregătit aici? Brânză de vaci, cam 600 de grame. De două linguri mai mare dacă vrei. Așa, brânză de vaci, proaspătă, da? Dulce, brânză dulce de vaci. Mai departe. Așa, un jumătate de pachet, pe care, bineînțeles, îl frecăm, îl amestecăm cu mixerul. Și pun, mamă, zahăr cât pun? Așa, după ochi? După ochi. Pune după să mai pun o lingură. Zahăr. Zahăr, tost. Hmm? Da. Îl pun? Ajunge? Ajunge. Ajunge. Atât. Gata? Ce punem, mamă? Doar gălbenușurile? Ce faci, Carlita? Da, iubică, zi. Ai mâncat cu fuleț. Bine, du-te, ia-ți un pahar de apă de aici și lasă-mă după aia, mami, că noi avem de făcut pască. Nu avem nevoie de deranj. Haide. Aveți de făcut paste? Nu, pască. Așa, punem. Stai așa că o să iau cu altceva, că nu e bun. Cu o linguriță, da. Ia să pun asta aici. Două gălbenușe, da? Gălbenușuri. Da. Așa, hai. Bine, mami. Thank you.
Gata, punem cât? 3 linguri mari de amidon? Da, pentru amidon. Ce amidon? Alimentar, pentru a lega brânza, pentru a nu se... Ajunge sau vrei să mai pun? Ai pus 3? 3! 3! Ajunge! Ah. Ajunge! După aia e să prea uscat. Adăugăm albușurile de ouă bătute, cât se poate, cu furculița, cu telul, cu ce aveți. Nu. Ce-a făcut? Pe rând trebuia. Mă rog. Ce pe rând? Păi dar ele sunt corporate, mamă. Ha! Mai îngroși așa dacă ar fi să o îngroși cu un pic de amidon? Mai vrei să pui? Pune acum esență. Esență de... Cât? Tot. Atât. Ajunge. Atât. O jumătate de flacon de esență de vanilie. Stafidele. Și tot acum? Nu vrei să mai punem un pic de carbonat ca să le înmoaie? Amidon. Amidon, scuzați. O lingură, atât. O lingură. Și le pun toate stafidele aici? Stafide blonde. Să nu fie cam multe. Hai. Pune. Hai să le împresor un pic așa. Hai, pui de atât. Vrei mai mult? Ia vezi. Hai să lăsăm așa, că avem toată lumea mână. O vedeți cum arată, da? Și asta la fel arată. La fel de cremoasă și de bună. Și ce aromă are? Beton. Plânge la mic, cred că vrea lăptic. Da. Hai că îi dăm imediat, da. Așa e o casă cu mulți copii, fiecare are nevoile lui. Mamă, mai avem nevoie și ce facem? Atât. Punem, așezăm în tavă. Aha, bun. Pentru a așeza în tavă, fii atentă. Trebuie tapetată. Du-te tot pe lăpticlul ăla mic, care a rămas în grija noastră până vine mămica lui. Da, dar eu n-am venit cu untul. Trebuie să vin cu untul și să pun cu tava asta și după care surnăm tot. Gata, am o tavă. Asta e o tavă de blat de tort. Dar puteți să aveți o tavă din aia rotundă pentru colaci, din aia în cuptor, pentru, știți, adică nu cred că contează, cred că poate fi și o tavă de cozonac, dacă vreți să faceți o pască ca un cozonac. Mama de obicei folosește hârtie de copt. Eu folosesc, nu prea îmi place hârtia de copt, eu folosesc unt. Și după cum vedeți, unt foarte bine tava cu unt, cu unt gras de masă, din gros dau. Au din gros cu unt. Să nu se lipească absolut nimic. Am pus deja cuptorul la preîncălzit la 180 de grade și până punem noi în tavă, numai bine se încălzește cuptorul și dăm pasca la cuptor. Iar după aia eu fac ouă colorate cu coș de nucă și sticlă roșie bio, 100%. Vă arăt pe imediat. Stați așa și ne apucăm de tacheta. Hai, mamă, vino că am terminat. Da. Iau. Ia zi. E regulă? Da. Bun. Ce fac? Jumătate din blat pui aici. Cum îl torn eu așa? Cu lingura de aia. Un pic să mă șterg pe mâini cam mult. Dați așa. Ce am zis că colorez ouăle cu coș de nucă? Am prostit. Cu coș de ceapă, vă dați seama. Și cu seclă roșie. Vă arăt imediat așa. După ce punem asta la cuptor. Deci zi, mamă, pune... Măi, și mătă, gata. Gata. Atât numai? Păi, păi și cu restul ce facem? Pun deasupra. Aaa, tu pui două foi din astea? Păi, da. Dar nu știu, păi, mamă, că n-am făcut niciodată, mă, mama. Gata. Și o să ne ajungă? Dăm departe. Măi, mamă, dar... Așa. Așa. Pui, și ne ajunge nu aia? O să-ți ajung. Cât de bună. Hai, ia de ce, mamă, nu așa face totul acasă? Ia așa și face, nu? Este beton. Știți cum e? Beton. Așa. Toată. Asta toată? Toată. Toată, toată? Toată. Toată. Și stafidele, uite-le, 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 uite-le. Schimbe frumos ca să iasă culorile. Cel care se aude e Vladislav, nepoțelul nostru, băi. Na. Vă dați seama că aici e treabă, mulți copii în casă. Hai să întindem peste tot așa? Da, da, da. Așa. Și pe partea cealaltă de blat deasupra. Am înțeles. Eu nu am făcut, mamă, nicio... Apăsa.
N-am făcut mamă niciodată. Lasă că așa, uite, mai putem să mai și scriem pe ea. Ia. Așa. Așa. Și acum turnăm cea de-a al treilea strat, tot din ăsta cu ciocolată, blatul, cum îl numim noi. Îl punem deasupra. Eu v-am mai spus cu vasele din plastic, da? N-or fi ele elegante, n-or fi ele de calitate, dar eu nu stau să car atâtea vase de Ena. Da, bine, că aia trebuie să se împânzească. Da, mamă, pânzim noi imediat. Să nu se ducă în profunzi. Ei, dacă se duce, n-are nimic ca mine. N-are nimic ca mine. Totul e de mâncare. Nu e nimic de... Cum? Au înțeles gospodinile de acasă? Care este ideea? Aia trebuie să o pui. Da, măi, mamă, da. Acum, măi. Ea trebuia să fie toată cuprinsă de maro, dar tu ai scăpat și de desupra mult. Nu are nimic, gustul va fi la fel de bun. Nu mai aspectul. O să vezi și aspectul va fi foarte bun. Hai, atât. Ce facem? Asta e tot? Atât. Și gata, punem la cuptor? La cuptor, la foc moderat. Opa! 50 de minute. Ia, mamă, ajută-mă, desfă-te un pic cuptorul, te rog. Și cât ai zis că lăsăm la 180 de grade? Așa trebuie încălzit cuptorul. Păi da, și acum la cât dăm? Foc potrivit? Da. 50 de minute. 180 e bine? Lăsăm la 180 și vedem, eu, da? Eu acasă nu am cuptor. Așa. N-ai cuptor cu ăsta cu șmecherie. Bine, facem un pic de curat, ne organizăm și ne apucăm de ouă în coș, de ceapă și cu sleclă roșie. Habar n-am ce o să iasă, dar nu, asta e frumusețea. În timp ce așteptăm să se coacă în cele 50 de minute pasca în cuptor, eu mă apuc de făcut ouă. Dar cum fac eu ouăle? Păi tot de la mama știu. În trei culori. Sperăm să ne iasă, că știți că e în funcție de ou, dacă e de țară, dacă e de oraș, dacă e proaspăt, dacă e galben, dacă e alb, mă rog. Eu am făcut așa, am pregătit ouă, ale mele toate sunt galbene, că așa s-a întâmplat să le cumpărăm. Le degresăm, dacă vreți, cu un pic de apă călduță și oțet sau, știu eu, cu detergent. Eu nu prea sunt adeptă a degresării cu detergent. Am niște coși de ceapă roșie, am niște coși de ceapă galbenă și tocmai am curățat și o sfeclă roșie pe care o tăiem feliuțe. Așa, aici. O tăiem felii și o punem în cea de-a treia oală. Îmi propun să fac ouă în trei culori, nu știu cum ies, dar... Repet, sunt ingrediente naturale, deci n-are ce să se strice. Punem sfecla roșie aici, la, în cea de-a treia, în cea de-a treia oală. Și atunci, practic, eu o să am... Ia uitați, faza mea emisiune, cum mă duc așa. Dacă cumva vedeți ceva la TV, să știți că este de la sfecla roșie. Ce mai îmi trebuie? Mai îmi trebuie niște pătrunjel. Poate să fie leuștean, orice verde frumos. Și atenție, ciorape aveți? Pe care i-ați rupt, pe care i-ați purtat și care nu vă mai trebuie. Ciorap vechi, o să pun ciorapii pe masă, dar este în scop culinar, da? Pe care tăiem, uite așa, dresuri. Dresuri de fete, dresuri. Le tăiem bucățele. Îl vedeți? Uite, ăsta e un dres. Ia uitați-l. O, ce mă scup pe mâini. Ăsta este un dres, bucățele, ia uitați-l. Hop! Și facem așa bucățele, bucățele, subțirele, 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 bucățele. Dacă cumva vă trebuie, mai avem o pereche nouă, nepurtată, subțire, fină de mătase. Să o avem pregătit aici. Un farfece, o papiotă cu ață și o să ne apucăm să facem ouăle, adică să le punem într-un dres subțire. Iată, eu am început aici. Punem un dres subțire, legăm cu ață la un capăt, punem aici oul, luăm o crenguță sau o frunzuliță de pătrunjel. Și o să vă arăt cum facem la fiecare. Ăsta e un pic cam gros, deci eu o să pun dresuri mai subțiri și o să vedeți că o să iasă bine. Presăm foarte bine aici pe ou această crenguță, frunzuliță de pătrunjel. Foarte, foarte, foarte bine trebuie să o legăm și să o presăm, să aibă și o formă frumoasă. Și o facem așa. O legăm cu ață și după aia o pregătim, o punem într-o oală la fiert. Ori cu coș galbene, ori cu sfeclă roșie, ori cu ceapă roșie. Haideți că vă arăt imediat. Să-i dăm drum. Suntem ca la șezătoare aici, vedeți? Zici că acum toarcem lână, țesem în război, facem ei. De fapt, noi facem niște ouă roșii. Eu am pus iarăși într-un ciorapel niște foi de pătrunjel pe care mai întâi le punem în apă ca să se lipească de ou și strângem tare, 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 tare în ciorapă.
tare în ciorap și apoi legăm cu ață. Dar ai aici grijă frunza de pătrunjel să rămână întinsă. Mamă, sigur, cât se poate, sigur că da. Sigur. De asta le și presăm bine și acum le însăilăm cu apă, cu ață multă și le punem în oale. Eu cred că o să pun câte 5 în fiecare oală, că e doar cu titlul de exemplu. Dacă va mai fi nevoie, o să mai fierbem altele și chiar în apropierea Paștelui. Până atunci vreau să vedem cine iese, că nu știm nici noi. Ouăle sunt gata, împachetate, după cum vedeți, am pus câte 5 în coș de ceapă roșie, câte 5 în sfeclă roșie și câte 5 în ceapă galbenă. Nu le fac decât cu titlul de exemplu, că normal voi să puneți mult mai multe. Hai să le punem la fierb. Eu o să le las 5 minute din momentul în care fierb, ca să nu fie totuși ouăle nici prea tari, dar clar trebuie să le lăsăm cât de cât să-și tragă toată asta, le acoperim cu ceapă. Cât mai multă ceapă dacă aveți, cât mai multe coși pentru o culoare cât mai bogată. V-am spus că depinde foarte mult și de calitatea omului, de cât este de vechi, de culoarea pe care o are, dacă e de țară, dacă e de magazin, dacă e alb, dacă e roșu și tot așa. Asta l-am pus. 1. Și punem aici cojile de ceapă roșie. Dăm să fiarbă și le lăsăm cel puțin 5 minute să-și tragă bine culoarea. Și apoi vedem ce iese. O cârpă cu ulei. O cârpă cu ulei, da, la sfârșit trebuie să le ungem cu ulei, da. Fierb ouăle. Asta se fac cel mai ușor. Miroase a ceapă toată casa, ceapa galbenă, bine, cojile de ceapă galbenă, cojile de ceapă roșie. Asta cu sfeclă nu prea încep să fiarbă bine și ochiul ăla de pe plită e un pic mai ciudățel, dar o să mă acolo să fiarbă. O să le las să fiarbă vreo 5 minute, că o să fie un pic mai tare, să țină, știi? Așa e, să dai cioc, să nu se spargă. Hai să vedem ce este. E aproape gata pasta, dar mai lăsăm totuși 5 minute, ia să veniți să vedeți cum arată. E ca o prăjiturică arată, dar cu brânză, cu stafide, mama. Tu știi cât de bine arată mami? Să vezi ce bună e la gust, Carlita. Mai lăsăm un pic, că numai bine se termină și stați ca un accidentat. Ce s-a întâmplat? Unde te-a accidentat? Pădule. În pădule? Ia să vadă, mami. Unde e accidentul? Ăla mic e accidentul ăla? Da. Acum mi-e și se vede, mami. Să știți că a ieșit și nu prea. Adică, au ieșit ouăle din coajă galbenă, de ceapă. Dar mi se pare că au ieșit la aceeași culoare cu cele din coajă roșie de ceapă. Stați așa să le iau și pe că trebuie să am 5 de fiecare. Da? La sfeclă mi se pare că n-a ieșit. Adică m-am uns eu pe mâini mai tare decât au ieșit ouăle. Nu știu, ori n-au fost ouăle, ori sfecla roșie n-a fost destul de roșie. Uite, mi s-au crăpat niște ouă. Ce mai întâmplă? Și acum o să le iau pe astea din sfecla roșie care sunt albe. Nu-mi plac. De ce? Uite, astea chiar nu au ieșit deloc din sfeclă roșie. Zici că nu e nimic. Adică mai tare m-am mulți eu. Ia. Astea sunt numai niște oferte, fiți atenți. Dar cum e posibil așa ceva? Cum e posibil? Incredibil. Deci aia în sfeclă roșie nu vă recomand. Mie nu mi-au ieșit. Faceți numai în ceapă galbenă. Pentru o culoare naturală gălbuie. Atât. Unele dintre ele au ieșit frumușel. Da? Să vedeți ce frumos ies după ce le dăm cu ulei. Punem pe margine. Alea cu sfeclă n-au ieșit. Deci nu recomand. Da, nu. Nu vă mai chinuiți că nu ies. Poate aveți voi alt secret și atunci vă rog să mi-l spuneți și mie pe vlogul meu în comentarii. Dar bineînțeles că vă rog să dați mai întâi subscribe și clopoțel la vlogul meu Mirela Vaida. Pentru că vrem să facem schimb de impresii, de rețete, de secrete, vorba aia. Eu v-am mai spus, nu sunt bucătar șef cu școală, nu sunt nici măcar bucătar. Sunt un om care mănâncă și trebuie să facă pentru copiii lui. Deci ceea ce fac eu nu e literă de lege, este cum mănânc eu în casă. Vă place? Hai că sunt simpatice. Hai că sunt simpatice, uite.
Le curățăm bine. Hai să mai curăm. Opa! Vă place? Este că e frumoasă? Culori naturale, 100%, da? Nu te murdărești, nu, nimic, nimic, nimic. Este că e frumos? Hai că-s frumos. Hai că astea cu ceapă sunt super. Mai am unul, ia să vă, poate mi-a ieșit. Ia. A, ce frumusețe, ce spuneți? Vă place? Le trec printr-un prosopel înmuiat în ulei de măsline ca să aibă luciu. N-am șervețele, mi-a scăpat acest aspect. N-am șervețele cu iepuraș de Paște, am șervețele cu măr și scorțișoară, cred că urmează la Crăciun. N-are nimic, îl întorc și le punem frumos în coșule. O să vi le arăt imediat. Până atunci, uleiem celelalte ouă. Ia uitați-vă, vă place? Vă place? Este? Că-i frumos? Uite, uite, uite. Nu? Nu ca un luciu frumos? Naturale, v-am mai zis, nu vă muiați, nu vă murdăriți, nu, nimic. Ia, vă place? Cum vi se par ouțele? Că ieșeau și roșii. O să le facem noi roșii, vedem cu ce. Până atunci, vi le arăt. Astea, să-mi spuneți dacă vă plac cum au ieșit. Scoatem pasca pe care mama nu o lasă să o tai. Zice că nu, mamă, când? Când se răcește foarte este bine. Ca o prăjitură cu nucă, foarte bună este. Dar nu mă lasă, zice că nu, acum că este foarte caldă și trebuie lăsată ciclă răcit până mâine ca să se întărească și să o putem... Așa, iar eu aici am ouțele mele cu care m-am lăudat atâta și... Doar atât din ce vedeți a ieșit. Ce ziceți? Vă place? Auzi, oare cum putem să scoatem noi asta? Dar tot mi-e teamă să nu se... O lăsăm așa? Lasă-o să răcească. Păi bine, hai să o lăsăm așa atunci. Și când o fi gata, o tăiem. Da, o să-i scoți cercul. Da, putem să scoatem cercul, dar încă e prea caldă. Eu aș mai lăsa-o. Deci o tăiem și vă arătăm la final cum a ieșit. S-ar putea să o tăiem diseară. Da, lipim poza ca să vedeți vlogul final. Așa că aștept sugestiile voastre. Știu că pasca este atipică, dar eu zic să o încercați, că de aia e altfel de pască, fiindcă nu e aia, nu e ca aia tradițională, dar e foarte bună la gust, veți vedea. Și ouăle. Mie mi-e dragi, să știți, că sunt ale mele. Chiar mi-e dragi. Nu vă supărați, v-am mai spus odată că vă mulțumesc pentru atenție, dar nu puteam să vin acasă seara după o zi de muncă și să nu văd cum arată, practic, pasca mea răcită și chiar tăiată de către Vladimir, care nu a mai avut răbdare și a și busa din ea. Ha? Ce ziceți? Așa e frumos. Pentru transparență și corectitudine, să vedem și noi cum se taie. Ea putea să iasă mult mai înaltă dacă puneam în practic mai multă compoziție. Voi puteți să faceți mult mai înaltă, cu mai multă compoziție și în alte tăvi. Și în tavă de cozonac și în tavă de... Habar n-am de plăcinte. Eu vreau doar să vă arăt. Mă arată cea mai bună pască, iată, cu stafide și cu, practic, ciocolată, am putea să-i spunem, cu brânză și cu vanilie. Pentru că s-a răcit și putem să o tăiem cum vrem noi. Pe cuvântul meu, dacă nu este o pască, senzație! Făcută de mămica mea! Este prăjitură, nu alta! Uitați-vă un pic! Ia uitați-vă! Place? Hai ziceți-mi că vă place. E, și pe lângă toate astea, iată, dacă ar fi să lăsăm așa, iarăși bag pe gât ouăle astea, știți? Astea care trebuiau să-mi iasă în trei culori și nu mi-au ieșit decât într-o culoare, dar sunt trei culori bio pe care eu vi le propun din coj de ceapă. Stai să le aranjez frumos, că nu prea le-am aranjat frumos. Și dacă ar fi să și aranjăm un pic aici și să curățăm un pic aici și să ștergem un pic aici cu ce am murdărit, mă rog, nu știu dacă este cea mai frumoasă poză de final, dar am vrut să vă spun imediat, 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 că termin, băi, incredibil. Am vrut să vă spun din toată inima, nu se duce, tot așa, din toată inima am vrut să vă spun Paște fericit! Cu multă sănătate, cu bucurie, lumină în suflet, sănătate celor dragi, la mulți ani, sărbători cu bine și să ne vedem sănătoși
și cu alte rețete și cu alte sugestii. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc sănătate! La mulți ani!